Dar știi cine e? Acum. Ceaușescu și mai cum? Ceaușescu și mai cum? Da. Ceaușescu și mai cum? Haide. Nicolae, uite, ți-a suflat. Nicolae. Am plecat la Brașov ca să răspund la o întrebare. La 30 de ani de la Revoluție, putem considera comunismul o chestie cool? Sau chiar o atracție turistică? Brașov este cunoscut pentru pârtii de schi, pentru piața sfatului sau pentru Dracula. Dar acest oraș muncitoresc a simțit din plin coșmarul ceaușist. Pentru cei mai mulți oameni, comunismul e o perioadă de tristă amintire, dar pentru străini sau pentru cei născuți după 90, e o curiozitate. Într-o perioadă în care turismul mondial înseamnă mai mult să trăiești experiențe decât să vizitezi orașe și muzee, Ceaușescu poate avea farmecul său. Dacă germanii, cehii sau polonezii scot bani din comunism de mult timp, de ce nu ar face-o și românii? De ceva vreme au apărut și la noi adevărate capsule ale timpului în care turiștii pot pipăi, gusta, simți, mirosi comunismul românesc. La Brașov, o publicitară cunoscută a cumpărat un apartament și cazează oameni care vor să experimenteze cum se trăia pe vremea lui Neanicu. La București, o tânără și-a transformat apartamentul bunicilor în muzeul vieții de familie din comunism. Tot în capitală, un alt publicitar a cumpărat 3 dacii din anii 70 și 80 și le arată turiștilor locuri emblematice ale comunismului. Hai să vedem cum se descurcă. La mine este o problemă de frustrare. Pentru mine, cel mai important moment din punctul meu de vedere al vieții mele este Revoluția Română, 22 decembrie 1989, momentul în care s-a frânt. Eu eram un om înfrânt de sistem de la 16 ani, pentru că îmi dam seama că nu am ce să fac. Ce o să fac? O să cresc, probabil o să termin liceu, o să fiu prelucrător prin naștiere, că asta ieșeam de la un liceu de matematică fizică. Am fost marcată de chestia de lipsa de interes a noastră de a discuta despre Revoluție și asta am observat-o încă din primii ani. Am fost plecată pentru un an din țară și când stând de vorbă cu foarte mulți oameni în respectiva perioadă de America de Sud, am făcut un tur în America de Sud, atunci mi-am dat seama că trebuie să le explic oamenilor foarte multe lucruri despre România. Ei habar n-aveau nimic, adică nimic, nici Dracula, nici Hagi, nici nimic, nu mai reușesc, nici Ceaușescu. Pentru că deja trecuseră prea mulți ani și era așa o zonă de asta îngropată, oamenii de vârsta mea nu știau absolut nimic. Și când m-am întors în țară, mi-am dat seama că asta este o chestie de brand de țară. Noi suntem niște oameni tarați de comunism și ar trebui să vorbim foarte mult despre povestea asta. Ăștia sunt vădătorii pații. Numile pe care l-au ucis. Deci, în momentul de față există garanții că armata se află alături de popor. În primă fază mă gândesc să fac acest muzeu al comunismului, al traiului în comunism. Totdeauna m-am gândit la varianta asta, adică niciodată n-am avut o viziune despre să fac un muzeu al comunismului cum e în Praga sau cum e în Varșovia. Pentru că de aia trebuie să aibă grijă statul. Pentru că aia implică o chestie istorică, implică niște istorici care să fie prezenți. Eu nu sunt istoric, nu am niciun fel de expertiză în zona asta. Eu am vrut să fie muzeul traiului în comunism pentru că asta poate explica ce ni se întâmplă nouă, de ce suntem noi atât de meschini, de ce suntem noi atât de... n-avem simț estetic, de ce suntem... de ce mâncăm cum mâncăm, de ce avem cefe, de ce... știi, lucrurile astea care ne-au influențat foarte tare pe noi ca indivizi. Bine ați venit! Știți astea, pufuleți? Ați mâncat vreodată pufuleți? Da! Ați mai văzut vreo casă vreodată în viața voastră de mică? Nu. Aici, în casa asta, în apartamentul ăsta, au crescut 3 fete. Deci 5 persoane. De seama, 5 persoane au locuit în 49 de metri pătrați. Vă puteți imagina asta? Nu. Bun, uite, ce vi se mai pare dubios și n-ați mai văzut la voi acasă niciodată? Unele dintre aceste bibelouri sunt chiar foarte urâte. Gândește-te un pic cum făceai baie. Și oricum nu era apă caldă, voi știți chestia asta, că nu exista apă caldă, tăiau apa, inclusiv apa rece. Pac, să intrăm. Mai departe, ce vedem? Din nou bibelouri, da? Deci nu... Un televizor vechi. Un televizor al negru. Nu știau nimic, erau pământ. Adică, de fapt, unul dintre ei l-a recunoscut pe Ceaușescu. Și asta oricum a fost spectaculos că știa despre cine este vorba. Nu-l văzuse niciodată la televizor. Deci mi se pare că zona asta în care părinții își cresc copiii rupându-i complet de trecutul oarecum recent și foarte tragic al nostru este, va duce la o nouă tragedie. Pentru că noi suntem practic prin rupți de ce ni s-a întâmplat 30 de ani mai devreme. Mi se pare incredibil că nu știu absolut nimic despre asta.
În ultimii 12 ani am călătorit destul de mult în estul Europei și am observat că există un curent care este exploatat turistic extraordinar în capitalele fostelor țări comuniste și, evident, Berlinul, care este meca nostalgiei după comunism, există un curent foarte puternic. Se numește Ostalgie. Practic acolo am aflat că există o explorare a orașului utilizând un autoturism comunist și care îți dă posibilitatea cumva să atingi istoria. Deci nu să o vezi din cărțile de istorie, ci cumva să o scoți afară din muzeu și să poți să o atingi, să poți să simți ce au simțit oamenii care au trăit în acele mașini și au circulat prin orașe în acea perioadă. Deci, practic, ieșeam dintr-o zonă a confortului contemporan, a ceea ce înseamnă a conduce o mașină contemporană care, de fapt, necesită cunoștințe de multimedia mai nou și care, practic, îți simplifică foarte mult tot efortul și să te duci pe o mașină reală, unde, efectiv, să simți fiecare comandă pe care o faci. Să te lupți cu volanul când vrei să parchezi, cu frâna să o auzi că scârție ca să-ți dai seama că ea funcționează. Și tot așa, o mașină, ca să zic, vie. Cei care iau turul nostru pentru a explora orașul Bucureștiul sunt oameni care nu au avut legătură cu comunismul și care aveau o anumită imagine despre România comunistă sau despre comunism și vor cumva să descopere ceea ce s-a întâmplat cu adevărat aici. Deci cum au trăit oamenii în acea perioadă, cum și-au crescut copiii, cum s-a dezvoltat orașul, cum a transformat comunismul orașul. Românii sunt conectați cu această mașină. Sunt oameni care s-au născut în această mașină, care au crescut. Atunci când vezi o Dacie din anii 70 sau 80 restaurată, circulând pe stradă, îți aduce aminte automat de copilăria ta, de momentele pe care le-ai petrecut cu părinții. Turiștii noștri se simt ca niște staruri rock pe scenă. Salut, eu sunt Crinu, îmi pare bine să te cunosc, îmi pare bine. Ea este Letiția. Arată super bine. Da, ea ne va conduce astăzi în explorarea Bucureștiului comunist. Ești gata să începi? Super. Ok, haide în mașină, te rog. E greu, mai ales când bag în viteza întâi, trebuie să apăs foarte ferm pe ambreiaj. Știi că legau cu sârzi, era și legenda aia. Era... Să legi cu o sârmă și... Nu. Legenda era următoarea. Cureaua de distribuție se rupea, era de cauciuc și era, nu era de un material foarte bun. Și puteai să folosești un ciorap de nylon. Trebuia să aibă soția ciorapul de nylon pe care îl scoteai. Foarte sexy, așa, chestia. Noi încercăm să punem foarte mult accent pe experiența noastră personală. Noi am prins Revoluția, aveam 15 ani. Am fost pe 22 decembrie la televiziune. Vorbesc că poliții te ascultau Europa. Normal, da, discuțiile de politice cu instrucțiunile de rigoare să nu pomenim ce se discută și să facem gafe. Chiar dacă nu înțelegeai la modul logic de ce anumite chestii sunt cum sunt, deci acea ipocrizie, trăirea părinților, senzația lor de frică, ți se transmitea la modul meta, la modul non-verbal. Și atunci, într-adevăr, îngrijorarea lor te făcea să fii și tu speriat și atunci aveai grijă, chiar dacă erai copil, ce spuneai și ce... Încercăm să retransmitem mai puțin informația istorică, politică și modul în care lumea trăia. Imediat în dreapta o să-ți arăt unul din obiectivele pe care le avem inclus în circuit, la Casa Radio. Asta a fost construită în timpul reconstrucției Ceaușescu a centrului civic în 87-88. Salut, Alex! Ce faci? Salut! Bine ai venit la Ferestroica! Mulțumesc! Te rog! Mulțumesc! Povestea apartamentului începe în anii 1970,
1979-1980, când bunicii se mută în acest apartament împreună cu fiul lor în vârstă de 10 ani, Edmond, fiul lor fiind tatăl Ralucăi. Este într-adevăr o experiență muzeală. O experiență muzeală care se bazează în mare parte pe oferirea unui spațiu pe care turiștii îl pot descoperi, îl pot atinge la propriu, pot descoperi prin sertare, prin atingerea exponatelor. Pentru că ceea ce avem aici, așa cum v-am spus, sunt lucruri rămase de la Alexandrina și Mihai Papanicoglu. Majoritatea mobilierului, majoritatea obiectelor pe care le avem în jur, reprezintă povestea lor de familie. Așadar, este o experiență intimă, apropiată de ceea ce putea trăi o familie în anii 80, iar piesele noastre de rezistență pe care le considerăm sunt, începând de la bucătărie, unde deja integrăm în ideea raționalizării de problema transportului gazelor către persoanele care vreau să gătească, de pildă, în cursul zilei, presiunea la gaz căzută, căderea tensiunii electrice în mod constant până la întreruperea totală pe timpul nopții. Ce arătăm în bucătărie, de pildă, sunt anumite cartele de raționalizare din anii 50. Le arătăm pe acelea pentru că în București, până în 1984-1985, nu fusese reintroduse, dar ideea generală și ideea de privațiune este aceeași. Un alt element important pentru noi este camera copilului, pentru că foarte mulți oameni reacționează la modul în care îndoctrinarea se făcea în rândul tinerilor. Și avem și materiale pe care le arătăm, avem destul de multe, de pildă avem o colecție destul de cuprinzătoare din cutezătorii, ceea ce ne ajută foarte mult să integrăm și mai mult acest element de propagandă. Iar în camera părinților avem un alt element ce ține de o chestiune oarecum ironică, o broșură informativă despre cum să trăiești ca un cuplu. Orice cuplu trebuie să aibă mai mult de 2 copii. Decreței, cum au fost numiți copiii decretului din 1966, au fost majoritari în piața universității în momentul în care a început Revoluția în decembrie 1989. Ceea ce este oarecum o ironie din perspectiva regimului. Deci, securitatea avea mai multe tehnici, erau tehnicile operative sau erau tehnicile de interceptare. În funcție de gradul de periculozitate pe care reprezentai pentru regim, de pildă colportarea, că foloseau precădere termenul ăsta în documente, colportarea știrilor externe sau știrilor provenite de la surse radio externe, de pildă, evident, Radio Europa Liberă, Vocea Americii, chiar și BBC. Dacă tu erai un risc pentru regim, puteau să aibă acțiuni de urmărire, te filau, de pildă, vedeau în ce direcții, cu cine vorbești, ce faci, sau mai erau și tehnicile de instalare a măsurilor de observare, un microfon instalat în casă sau pur și simplu un microfon instalat sub masă. Telefoanele nici măcar nu trebuiau urmărite pentru că liniile de multe ori se cuplau și fiind câteva linii pentru un număr foarte mare de persoane, urmărirea nu era neapărat problematică, era suficient să te cuplezi la linie și să afle ce vorbești. Exact. Turiștii străini cum văd toate lucrurile acestea pe care le povestești? Le vine să creadă când aud? Am observat o serie de tendințe. Un prim exemplu ar fi turiștii care au trăit foarte mult, cel puțin au avut experiența anilor 80 și vin să înțeleagă ceea ce lor li se livra venind din parte de propagandă vestică. Concluzia la care ei ajung depinde doar de ei. Pentru că este o experiență muzeală, este un spațiu de educație în același timp și mai mult de atâta, e și de reflexie. Viitorul luminos al comunismului s-a prăbușit de mult, iar în locul acestuia n-a rămas o lecție de istorie. Comunismul face parte din trecutul recent al acestui popor, cu tot ce presupune el. Cenzură, securitate, mașini Dacia, apartamente friguroase cu televizoare cu lămpi și carpetă cu răpirea din serai. Iar cei care au trăit comunismul au, poate, datoria să le arate și altora.